Bună ziua tuturor celor care sunteți abonați acestui canal și celor care mai vizitați acest canal cu plăcere și fără, eu știu ce, stări negative, sper, din ce în ce mai puțin, să fiți cei cu stări negative. În primul rând, vreau să vă mulțumesc, da, vreau să vă mulțumesc pentru susținere emoțională, spirituală, morală. M-ați întrebat în această perioadă în care am venit cu mai puține videoclipuri decât de obicei. Ați fost câțiva care m-ați întrebat dacă sunt bine, dacă e totul în regulă în viața mea despre sănătate. Mi-ați urat sănătate, mi-ați urat binecuvântări și vă mulțumesc din tot sufletul. Să știți că mă rog și eu pentru voi, mă rog în fiecare zi, de câteva ori pe zi, am niște momente, n-are rost să-l vorbesc, să vorbesc prea mult despre aceste momente, dar de câteva ori pe zi mă rog pentru voi, cei pe care nu vă cunosc, nu vă știu după nume, dar știu sigur că vă gândiți la mine. Sunteți unii chiar care vă rugați pentru mine, sunteți unii care chiar, știu, puneți acatiste la biserică și vă mulțumesc din tot sufletul. Eu n-am nimic cu biserica, sunt în pace și cu biserica și cu alte manifestări religioase, spirituale. Și vreau să vă asigur că și eu vă trimit lumină, vă îmbrățișez din suflet, vă văd ca pe o inimă mare, activă, pulsând, trimițând dragoste și lumină către mine. Și mă închipui că sunteți celule active în această inimă foarte radiantă și vă îmbrățișez din suflet. Pentru cei care încă n-ați înțeles că atunci când nu mai apar videoclipuri, ceva se întâmplă. Am fost dojenită de cine... Dojenită e un cuvânt frumos, clasic și temperat. De câteva persoane, mai ales din zodia Balanței, dar și Gemeni. De ce nu am făcut etalări pentru zodia Gemenilor, Balanței și a Berbecilor? Am eu ceva cu voi, n-am nimic cu voi, dragii mei. Știți că de-a lungul timpului am făcut bonusuri pentru diferite zodii. Ideea este că dacă nu am reușit să fac, ceva s-a întâmplat. Pentru cei care sunteți abonați de mai mult timp, chiar de la început, poate vă aduceți aminte că prin 2019 am rămas în august, în aer cu zodiile. Am rămas în aer și... De ce? Am fost internată de urgență la spital. După un timp am arătat o mică registrare, parcă pe Facebook, atunci era activ. Facebook-ul meu, nu tatăl de la. Și unii dintre voi ați înțeles că, într-adevăr, e nasol, se întâmplă. Și vă asigur că, într-adevăr, într-o săptămână, câteva zile, poate chiar în 2 săptămâni, multe lucruri se pot întâmpla în viața unui om. Așadar, vă rog frumos, fiți măcar aceștia care ați dojenit. Ați fost poate mai, nu temperamental, că nu are problema, nu temperat, temperat, pasiunea asta, scuzați-mă, da? M-am bâlbâit un pic. Pasiunea asta a unora, impulsivitatea, nu o văd musai ca pe un defect. Dar în acele manifestări, unii ați dovedit o doză de egoism. Da. Și e păcat. Vă sfătuiesc să fiți o leacă mai profunzi. Să înțelegeți că dacă nu apare un videoclip, dacă nu apare o zodie, se întâmplă ceva în viața omului și nu e nicio rușine. Nu este nicio rușine. Nu știu ce fac alte colege dacă vorbesc despre experiențele lor personale. Nu mă interesează ce fac alții. Pe mine mă interesează ce fac eu. Din punct de vedere al sănătății, sunt pe linia neutră. Au fost niște probleme cronice care s-au manifestat acum la sfârșit de an ca să-mi aduc aminte că există după o perioadă de pace, de liniște. Și asta probabil pentru că în această perioadă, dragii mei, eu lucrez la vindecarea unei karme familiare, o karmă foarte grea. Și poate că unii dintre voi înțelegeți, poate alții nu înțelegeți, dar e bine. Probabil că la anul ar fi bine să și povestesc despre cum
se poate vindeca această karmă familială, care nu e ușor de vindecat. Pentru cei care sunt, să zicem, în breaslă, într-o anumită formă, da, poți să faci etalări de tarot fără să ai nicio eliberare de karmă, să fii încă în karmă. Și sunt foarte mulți, mai ales la început, și chiar dacă nu sunt la început, nu își bat atât de mult capul cu karma, cât cu publicitatea și cu ce au ei de, eu știu, prezentat. Însă, pentru cei care vor un pic mai mult, eliberarea de karmă este foarte necesară. Nu doar familiară, nu doar colectivă, nu doar personală, nu doar de cuplu, dar toate sunt importante. Important de curățat. Probabil că, eu așa simt, probabil că trecând prin aceste experiențe, voi veni la un moment dat în fața unui anumit public și voi vorbi despre cum se transformă un om, cum se vindecă. Pentru că iată, a nu știu câta, mia, milioana oară, sunt în faza de transformare. Probabil I'm a shapeshifter. Nu știu. Nu știu cum să explic ce se întâmplă. Ea nu știu câta oară când din cenușă renasc. Și este nu doar un miracol, este o surpriză și pentru mine. Știu că sunt puternică, știu că trebuie să mă transform, știu că fiecare durere, dezamăgire prin care trec mă provoacă să mă descoper. Dar de fiecare dată descoper altceva. Și în contextul actual, dezamăgirea prin care am trecut anul acesta, mai ales de la jumătatea anului spre sfârșit, s-a suprapus pe această transformare radicală prin care trec, care mă cheamă la această vindecare de karmă familială. Înțelegeți, nu înțelegeți, eu cred că sunteți destui care înțelegeți, dar probabil că mai sunteți un anumit număr de oameni care încă nu înțelegeți ceea ce e karmă, ceea ce e empatie, dacă... Dar, în fine, în această perioadă am pierdut și niște ființe dragi, slavă Creatorului că nu au fost ființe umane, dar... la fel de dragi, la fel de importante. Și șocul acelor vești nu mi-au permis să vin în fața voastră traumatizată emoțional. Cine trece peste aceste vești la modul... ice cream. Așa, mi-a venit ice cream. Rece, distant, neafectat, nu știu ce fel de ființă este și ce fel de channeling face. Dar eu zic că totuși cei care suntem în breaslă, într-o anumită formă, există o doză de sensibilitate în fiecare. Fiecare și-o lucrează, mai mult sau mai puțin, și când apar situații de-astea, chiar nici nu este indicat să vii în fața publicului. Deci multe lucruri s-au întâmplat și încă o dată vă mulțumesc pentru rugăciuni. Pentru rugăciuni și pentru gândurile frumoase pe care le-ați trimis. Multe lucruri se întâmplă. Și probabil că a trebuit să vin în fața voastră tocmai la lună plină să mărturisesc aceste chestiuni ca o eliberare și cu o confirmare a transformării, că luna plină, din punctul meu de vedere, aduce transformări mari, intense, și ca o confirmare a unor transformări. Aș vrea să... nu mai spun ce vreau să fac, dar o să vedeți ce videoclipuri o să fac după ce termin etalările pe zodii. Care, sincer, nu mă încântă foarte mult, le prefer pe cele la alegere, pentru că mi se par mult mai potrivite. Fiecare alege ce simte. Și chiar dacă uneori intuiția te ghidează către un alt număr, ascultând altul, îți dai seama că poate acela a fost mai bun, oricum e mai aproape de tine, de esența ta, decât aceea pe zodii, pentru că zodiile sunt foarte generale. În fine. Cam atâtica. Rămâne să
Mai prezint ceva foarte important. Înainte să fac etalarea pe lună, pentru lună plină și pentru balanță, o să continui cu balanța care m-a dojenit, dar nu pentru că m-a dojenit, pentru că, într-adevăr, sărăcuța așteaptă de ceva timp și să vedem ce mesaje vin. Sper să merită așteptarea. Vreau să mai spun ceva, dar cred că spun la celălalt videoclip se leagă mai bine de ceea ce vreau să vă mai povestesc. Cam atât. Încă o dată, unde să vă arăt? Hai să vă arăt frumusețile acestea. Iubirea aceasta. A fost bolnăvior. A făcut un acces, încă doarme pe ele capii. Capii, dacă n-ar fi căpos, i-ar spune boticerii. Da? Vedeți ce botic frumos? Boticeli. Și are și nume de pictor. Dar e căpos și îi spun capi. E și Merlin pe aici. Poate vă arăt. Vă pup. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ciao, ciao.